Hei, eu sunt Crisi și bine ai venit la primul meu vlog. Aici o să răspund la 10 întrebări despre cine este Crisi, cu ce se ocupă și despre ce content o să facă pe acest canal. Gata cu vorba, să trecem la treabă. Prima întrebare, cine sunt eu? Pe numele din buletin, Crișan Tudor, 22 de ani, based în Cluj-Napoca. A doua întrebare, cu ce mă ocup? Personal trainer și group trainer, World Class Romania. Încerc să fiu un mini-influencer pe Instagram cu antrenamente. Follow aici. Pe lângă asta, dețin site-ul goflex.ro, de unde poți găsi cele mai fresh antrenamente. Am ajuns la întrebarea 3 deja, care este, ce studii am? Am terminat 12 clase la liceu, am fost la Mate Info, după care am terminat facultatea de kinetoterapie în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Lucrez ca antrenor din primul an de facultate, acum 4 ani, dacă bine mă ține memoria. În tot acest timp am acumulat informații, am făcut cursuri basic de antrenor personal, după care am mai făcut cursuri de TRX, aerobic, power bands, dar scopul acestei întrebări nu este să-ți arăt, o, Doamne, câte studii am sau fix pix le poți avea dacă nu le folosești sau dacă nu le înțelegi. O să-ți dai seama pe parcurs ce știu și cu ce mă ocup și cât de bine o fac. A patra întrebare este despre cum sunt eu. Păi, o chestie sigură care pot să spun despre mine este că sunt o persoană pozitivă. Chiar cred că pot realiza orice îmi propun aici, în cap. Doar că am nevoie de timp și de multă muncă. A cincea întrebare este despre ceea ce îmi place să fac. Păi simplu, îmi place să citesc. Să citesc de toate și tot ce prind. Iar ce mai îmi place e să ascult multă muzică. Îmi dă o stare tot timpul foarte bună. Și a treia chestie, îmi place să fiu activ, să fac sport, să ridic greutăți, să ies să mă plimb, tot ce prind, dar să nu stau deja. Întrebarea 6 este despre ce content o să vezi aici pe canal. Pe acest canal o să vezi tipsuri despre cum să te antrenezi, o să postezi tipsuri despre ce să mănânci, o să facem diferite challenge-uri, o să vedem dacă unele mituri din fitness sunt adevărate. O să facem cam tot ce îmi trece bine prin cap. La 7-a întrebare, nu o să fie o întrebare, o să fie citatul meu preferat, care este: nu contează cât de încet te miști, atâta timp cât nu te oprești. La 8-a întrebare, dacă tot v-am zis că îmi place să citesc, simplu, care a fost ultima ta carte citită? Ultima carte pe care am citit-o este Obiceiurile unui milionar de succes, din Graziosi, dacă am pronunțat corect, nota 10. A noua întrebare este de ce am ales numele de Crisi la acest canal. Crisi vine de la Crișan și a fost porecla mea în liceu. Tot timpul când aud acest nume am un vibe și un sentiment foarte bun. Îmi place cum sună și mi se pare catchy, deci de aia l-am ales. Am ajuns și la ultima întrebare, întrebarea 10, care este scopul acestui canal. Bă, de ce m-am trezit eu zilele astea și am zis, bă, gata, îmi fac canal de YouTube. Acest canal este făcut pentru entertainment, este făcut pentru a educa oameni, este făcut pentru a crea o comunitate plină de oameni care vor să evolueze, care vor să învețe unii de la alții. Și l-am făcut pentru că îmi place să creez. Îmi place să-mi iau camera asta, să mă filmez vorbind, după care să încarc pe laptop, să încarc pe laptop tot ce am filmat și să editez. Măi, e fun și chiar îți doresc să văd ce o să iasă din această experiență. Nu am un final anume pregătit pentru acest videoclip, vreau doar să-ți mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Nu uita, zâmbește, dă subscribe aici și, ce să-ți mai zic, până data viitoare și până la următorul videoclip. Pa!